Un întreg cimitir a fost devastat la începutul noului an în satul Bodnăreni din comuna Arbore. În imaginile surprinse de localnici se poate observa cum aproape toate monumentele funerare și alte elemente ale locurilor de veci sunt prăbușite la pământ după ce au fost rupte sau smulse. Vestea s-a răspândit rapid printre localnici și oamenii au venit să vadă cu ochii lor cum cimitirul a fost făcut vraiște de persoane deocamdată necunoscute. Localnicii au sesizat pe polițiști care au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru identificarea autorilor.